Cum vedeți România azi, în 2023? În cel mai bun moment al istoriei sale și în cel mai complicat moment al istoriei sale. Asta e paradoxul pe care îl văd eu. Cel mai bun moment, pentru că efectiv da. suntem liniștiți în NATO, în UE, stăm, stăm cel puțin un secol pe democrație și pe libertate. Nu-mi e frică cu privire la, la deraierea României din matca noastră democratică. Nu, Dar politic? Și ce se întâmplă la noi, în, în țară? politic, politic simt că e și aici un moment de, de mare inflexiune și de fractură. Um, um, și cred că este obligația celor care vor să facă politică, cei care sunt acum, cei care o să vină, uh, a spune felul următor, eu nu cred că am avut în ăștia 25 de ani ultimii în România alegeri mai importante decât cele de la anul. Și nu vorbesc de prezidențiale, vorbesc de toate cele care se întâmplă. Cinci